Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în seara care apune peste ziua în care l-am prăznuit pe Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre marii sfinți ai bisericii, nu doar ocrotitor, ci și dăruitor de model pentru toată istoria ei. Viața sa, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare la rândul său, al Alexandriei, este până astăzi una dintre cele mai frumoase descrieri ale unei vieți de om din istoria lumii. Cuvântul de învățătură de astăzi este din Evanghelia de la Marcu, capitolul 9, versetul 42. Și cine va sminti pe unul din aceștia mici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui dacă și-ar lega o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. Pare dur Mântuitorul Hristos, dar poate ne intră în cap că în raport cu copiii, cu educația lor, nu sunt lucruri de încercat, nu sunt laboratoare de propus, nu sunt lucruri pe care astăzi le facem într-un fel și mâine într-altfel, ci pur și simplu să încercăm să-i păstrăm în curăția aceea prin care se apropie de Hristos. Poate că un îndemn foarte bun și pentru cei care tot văd nevoia de reforme în învățământ, să mai adaugi o materie, aveți grijă de fiecare dată spre ce duce tot ceea ce adăugăm, uitând să creștem fundamentele reale ale unei culturi în educație. La ce folos o cultură foarte amplă, în foarte multe domenii, dacă am uitat de limba română, de morală, de istorie, de relația cu familia și celelalte toate? Construim în van și în vid. Cuvântul de învățătură care se adaugă acestui cuvânt al Evangheliei este din Epictet. Sigur, nu l-am ales întâmplător. Mai bine să lași copiilor creștere bună decât aur, nimic mai sus pe lume decât semnul creșterii bune. A trecut poate vremea aceasta și dorința noastră de a strânge aur ca să le lăsăm copiilor ne face să nu prea mai avem întotdeauna semne bune în educația copiilor noștri. Oare dacă am regândit un pic și am restartat într-un pic, într-un fel sau altul, cercetarea asupra nevoilor copiilor noștri, n-am înțelege cât de mult au nevoie de noi ca părinți, ca profesori, ca suflete lângă suflet? În ultima vreme, oarecum cuprinși de tot ce înseamnă prăpastia proiectelor în care ne tot ambiționăm să intrăm, uităm că, de fapt, copiii au nevoie, în primul rând, de copii, de aceea școala online este foarte greu de dus până la capăt, și au nevoie de dascăli. De aceea, într-un fel sau altul, construirea de modele devine foarte importantă pentru România modernă. După un cuvânt pe care Turghenii vie dreptul spune de mult, numai cel ce iubește are dreptul să certe și să îndrepte. Cu alte cuvinte, să creștem profesori care să iubească pe copii și iubindu-i se poate certa din când în când. Nu-i musai să-i apreciem pentru toate prostiile pe care le fac, ci să știm să iubim, indiferent de prostiile pe care le fac. În felul acesta nu-i smintim și nu ne legăm de gât pietre pe care să ne așezăm în moarte, portându-le până la adâncul mărilor pe care le străbate din ce în ce mai greu. Mâine este o nouă zi.